Premierul Ludovic Orban a anunțat joi seară că vor fi propuse noi măsuri de relaxare începând cu 15 iunie. Printre acestea se numără redeschiderea loteriei, a caselor de pariuri și jocuri de noroc dacă acestea prezintă un risc epidemiologic scăzut. Astfel se exceptează de la măsura de carantinare-izolare persoanele sosite din țările stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul Național de Sănătate Publică. Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare sau izolare prevăzută anterior, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină, izolare, la locuința sau locația declarată împreună cu colocatarii, inclusiv familia, aparținătorii, după caz. Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară, exceptată de la măsura carantinării sau izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de măsura carantinării-izolării, nu intră în carantină-izolare la intrarea în România. Se exceptează de la măsura izolării sau carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea de activități medicale. Se mărește la 6 numărul de persoane care nu locuiesc împreună și care pot participa la activități recreative și sportive desfășurate în aer liber. De asemenea, evenimentele private în spații închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 de persoane, iar evenimentele private în spații deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 de persoane. Se mărește la 6 numărul de persoane care nu aparțin aceleiași familii și pot circula ori forma grupuri pietonale. Se pot relua zborurile către și din țările pentru care persoanele care sosesc în România sunt exceptate de la măsura de carantină sau izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Se reiau activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici. Însă, în interiorul centrelor comerciale nu se permite activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice și exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și al Ministrului Sănătății. Se reia activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport sau fitness. Se reia activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear, cu obligația respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin al Ministrului Sănătății. Se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after school pe perioada vacanței de vară, în condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Educației și Cercetării, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale.